lumea e curioasă de prețuri, să știe de unde să pornească. Este veșnica întrebare, cât costă? La noi, la român, nici măcar nu e tabu, cât costă? Da. Ce sunt să avea să-ți vând o casă și după 3 ani să mă suni, știi, e cam frig. Da. Păi ia-ți o pătră. În sfârșit ne putem simți liberi, nu fiți pudici, știm cu toții că ne place libertatea. Haide, Diana, lasă poveștile și spune-ne ceva. Ce să-ți spun, mai Dani? Unde astăzi suntem am astăzi? Început dimineața de vreme. Suntem la târg și este ziua 2 de târg, așa că astăzi ne întâlnim cu prietenii noștri de la Modulari și vă facem prezentarea caselor lor, care sunt foarte drăguțe. Spune-ne, Dani. Ce să vă spun, am dormit bine, dar cred că o să vină ploaia astăzi. Așa se anunță, a picurat puțin. Noi suntem aici într-un loc destul de apos, deci dacă vine ploaia trebuie să fugim. Hai să vedem dacă ne ies și planurile pe ziua de astăzi. Astăzi vrem să vă prezentăm câteva căsuțe inedite, cele mai, cu forme mai ciudate, cele pe care le-ați văzut aseară și n-am mai apucat să vi le prezentăm. De asemenea, o să mergem la Modulari, o să vă prezentăm și căsuțele Pura Vida ale organizatorilor și o să vă prezentăm și toaletele, care sunt un concept complet nou, care nu a mai existat până acum la un festival. Nu știu dacă a mai existat în alte părți, dar o să vedeți cât de interesant este. Sunt astăzi alături de Albert de la Tiny Revolution. E prima căsuță pe care o vedem astăzi, ieri. În fine, am filmat mai multe cadre nouă, ni se pare interesant conceptul. După cum vedeți și voi, avem în spate un mic birou. Spune-ne mai multe, Albert, despre conceptul vostru. Conceptul a început în urma pandemiei, unde remote work-ul s-a popularizat puțin. Iar oamenii aveau nevoie, există oameni care au nevoie să-și împrospăteze spațiul de lucru constant. Și conceptul ăsta fix asta propune, schimbarea spațiului constantă, tractarea unui birou mobil cu mașina, astfel încât omul să nu fie stabil neapărat sau constrâns de spațiu. Ok, foarte interesant. Practic să înțeleg că pui o mașină 4x4, exact, te legi la biroul tău mobil și te duci cam unde vrei. Super interesant. Povestește-ne puțin, pentru că o vedem așa total diferită de celelalte, cum te protejezi de căldura de afară, cum îți faci căldură înăuntru. Hai să începem cu izolația, să ne spui câteva lucruri. Izolația este realizată din cănepă. Okay. E construită structural, sunt structuri de cănepă. Pereții sunt împrejmuiți cu 10 astfel de structuri, okay. Poda tot cu 10, iar tavanul cu 15. Am înțeles. Practic, pe timp de vară asta ne protejează, da, de căldură, de umezeală. Bun, iar pe timp de iarnă de păstrăm condițiile nefavorabile, exact. Ok, cum îți faci căldură, de exemplu, înăuntru? Căldura se realizează printr-un șemineu, okay. Și se încălzește cu etanol. Toată structura are 12 metri pătrați utili. Pare mult mai mare în realitate. Pare mult mai mare în realitate, da? Și mie mi s-a părut foarte puțin de 12 metri pătrați, dar când vezi că ai și un spațiu de dormit și un birou și spații de depozitare și o cabină de duș și toaletă, de care nu necesită canalizare fiind independentă din punctul ăsta de vedere, se poate încălzi foarte ușor prin intermediul etanolului. Ok, o să filmăm un pic să vedem și care este sistemul ăsta, pentru că n-am mai auzit de un sistem pe etanol. Ne poți spune și un preț aproximativ, de exemplu, la o căsuță din aceasta, un birou? Sigur. La ce să se aștepte clienții? Fără panourile solare, pentru că sus se pot pune panouri solare ca să fie total off-grid, să fie independentă. Super. Și energetic. Fără panourile solare este 34.000 cu TVA. Ok, cu TVA inclus asta. Cu TVA inclus. Super, inclusiv trailerul pe care este. Da, absolut. Iar dacă, în funcție de dorințele clientului, dacă vrem să fie și independentă energetic, se pun sus pe platforma superioară panourile fotovoltaice și ajunge la un cost de 39.000. Ok, dacă se dorește și o baterie, probabil se poate monta înăuntru. Spune puțin pe parte de toaletă, cum ați conceput voi aici lucrurile? Toaleta nu are nevoie de canalizare, e uscată, okay. Și funcționează singură, e ca o toaletă de compost. Ok, deci practic e o toaletă compostabilă, mi se pare super interesant.
important și asta, pentru că poate fi o problemă atunci când ești în natură să se întâmple lucrurile cum trebuie. Evident. Foarte frumos ceea ce faceți voi, îți mulțumesc tare mult pentru că ai povestit cu noi și să aveți, nu știu, sute făcute și trimise în toată lumea și în România. Mulțumesc să mult. Le vedem așa cum împânzesc pădurile și locurile frumoase. Mulțumesc mult. Asemenea. Vă prezentăm un nou concept pe care noi tot așteptăm să-l vedem de mult. În spatele nostru nu este ceva club sau nu știu ce vă gândiți voi că e după aceste uși frumoase. Avem o toaletă aici, de fapt sunt niște toalete super ecologice. Un alt concept adus de Tiny Revolution. Hai să vedem cu cine avem onoarea și spune-ne puțin conceptul tău. Bună ziua, numele meu este Ioana Bejan, fac parte din echipa Tiny Revolution și ne-am dorit foarte mult să aducem în România toalete ecologice care funcționează fără apă. Sunt toalete pur ecologice, nimic chimic nu este folosit la ele, funcționează doar pe principiul separării urinii de fecale. Totul se întâmplă în scaun, este un sistem conceput în Franța de către Ecodomeo și ne-am gândit să-l facem mobil, ca să fie ușor de transportat, să fie pretabil, este practic o toaletă publică ce se poate utiliza la festivaluri și la orice manifestare publică care are nevoie de așa ceva. Am înțeles că acesta este primul festival din România la care există astfel de toalete. Ne-am săturat de cele din plastic în care intrăm, nu li se închid ușile, e așa destul de neigienică toată treaba. Când am intrat aici ne gândeam așa că ai putea chiar să stai să contemplezi pe un scaun din acesta de toaletă. Super fancy totul. Spune-ne puțin așa în linii mari ca să înțelegem. Noi ne-ai spus că fără apă, adică tu nu poți să tragi apa de nicăieri de aici. Totul se întâmplă în sistem automat. Ce se întâmplă cu urina, ce se întâmplă cu fecalele? Așa, explicat să înțeleagă toată lumea. Practic nu există absolut niciun fel de rezervor de apă. Ele funcționează doar pe principiul separării. Urina se colectează într-un rezervor separat, iar fecalele în cutii de depozitare care ulterior vor deveni compost. Apa practic nici măcar nu și-ar avea locul. Noi am făcut câteva flyere informative să învățăm oamenii, fiind un concept nou, cum să le utilizeze. Și le-am spus, nu căutați buton declanșare, nu există, nu avem apă la aceste toalete. Am avut câteva emoții, recunoaștem, este primul festival, este primul produs prezent în România, făcut de noi pur românesc. Dar pe concluzia zilei de ieri, am avut emoții, este foarte bine, se comportă foarte bine, într-adevăr este inodor, sistemul de ventilație care este alimentat de panoul solar pentru că este total off-grid, este foarte eficient, iar funcționarea este absolut perfectă. Dacă, de exemplu, eu aș vrea să am așa ceva, locuiesc la curte, am și o toaletă clasică, dar uite, aș vrea să încerc ceva diferit, aș putea să-mi instalez așa ceva undeva în curte, să înțeleg? Desigur, se poate instala în curte, mai ales fiind destul spațiu, în spatele toaletei, care este de dimensiunea 80 pe 1 metru, este încă un spațiu cam de aceeași dimensiune necesar pentru mecanism și depozitarea sacilor pentru ce ulterior vor deveni compost. Ok. Astăzi am aflat lucruri foarte interesante. Ne-ai mai spus și despre faptul că urina este un foarte bun fertilizator, lucru pe care spun sincer că nu-l știam, deși în domeniul ăsta studiez destul de mult. Foarte interesant tot conceptul vostru. Eu mă bucur că ați reușit să aduceți așa ceva în România. Într-adevăr, e o toaletă exotică, să-i spun așa, pentru că sunt locuri în România în care există latrina, WC-ul de țară, să spun, și uite, de exemplu, pentru licee, pentru școlile de la țară, pentru că așa de greu merg cu autorizațiile de construcții, aceasta mi se pare că ar fi o variantă super ok. Vă felicităm pentru tot ceea ce faceți, pentru faptul că educați românii și vă dorim foarte mult succes în tot ceea ce v-ați propus. Mulțumim, mulțumim, vă dorim tuturor să afle de acest concept, să poată fi utilizat, să poată fi implementat, să salvăm planeta. Da, până la urmă despre asta este vorba, pe lângă faptul că sunt metode simple, reușim să ecologizăm puțin locurile în care trăim. Perfect, super. Hai să vă prezentăm cât de interesante sunt lucrurile, să înțelegeți și voi cum funcționează. Povestește-ne puțin. Prin simpla apăsare a pedalei, rezidurile, fecalele, merg în partea din spate, în recipientul de colectare, care ulterior va fi dus la centrul de compostare, iar urina deja a părăsit recipientul în partea anterioară, s-a făcut direct separarea, iar ele și-au făcut efectul. În caz că vă întrebați, totul este perfect curat, e impecabil de curat, nici nu vă puteți da seama, nu există niciun miros, vă spunem sincer.
și mi se pare un sistem super, super interesant și revoluționar. După o zi de utilizare în care doar vizitatorii au fost 1000. Nu au utilizat tot toaleta, dar măcar o dată unul singur a fost. Ioana tocmai ne-a arătat cum este noaptea. Toaleta asta arată foarte interesant pentru că are niște LED-uri colorate pe lateral și este unica sursă de iluminare. Mie mi se pare fascinant acest concept și sper să le meargă cu el, pentru că chiar ne-am săturat de toaletele alea ecologice care nici nu arată bine, miros foarte tare și așa mai departe. Așa că să fie în continuare. De acum să vedem la festivalul numai toalete de genul să acesta. Să transformăm mersul la toaletă într-o experiență. Pune și mersul la toaletă într-o experiență. Are și Diana ocazia să vadă cum arată zona de urinoare, pentru că na, nu prea ajungi la o toaletă de bărbați dacă ești femeie, decât dacă n-ai greșit ușa. Pișoare, urinoare, spuneți-le cum vreți, arată foarte bine în momentul în care vrei ca să folosești ca și băiat. Bineînțeles că trebuie să le folosești pe astea, mai ales dacă urinezi din picioare. Pentru că noi știm, băieții se cred mari țintași, dar după ce ies de la toaletă se întâmplă numai minuni. Așa că dacă folosiți o astfel de toaletă, vă invităm la pișoare sau la urinoare. Există un astfel de concept la toaletele ecologice despre care v-am povestit. Mai mult decât atât, ia uitați-vă, e un spațiu liber. În sfârșit ne putem simți liberi, nu fiți pudici, știm cu toții că ne place libertatea. Dani și-a intrat în pielea personajului, merge în față. Am urinat, mergem mai departe să ne facem treaba. Am ajuns la un alt producător din România, suntem la Modulari. Abia așteptam să ajungem aici pentru că pe ei îi cunoaștem de mult, am fost la ei în fabrică. Între noi există un love at first sight, să spun așa. O lăsăm pe Catri să ne povestească mai multe. Spune-ne puțin câteva lucruri despre conceptul vostru și ce faceți voi. Bun. Noi am început să facem case modulare pe structură de lemn. Am vrut neapărat pe structură de lemn, e cumva, să spun așa, fără sens negativ, o boală în familie, lemnul. Am crescut cu el, am trăit printre el, casele noastre au fost mereu de lemn și cumva ne-am gândit că simțind emoția pe care ți-o dă o casă de lemn și chiar e o emoție, auzi lemnul cum crapă, practic îmbătrânești odată cu tine și cu familia ta, am zis că vrem să păstrăm ideea asta în ceea ce producem. Ne-am gândit totuși în același timp că procesul de a construi o casă propriu-zisă e puțin cam îndelungat și uneori, nu din propria experiență, dar mai mult din ce am auzit de la prieteni, de la rude, de la cunoștințe, ajungi din păcate să te simți copleșit de procesul ăla. Să îmbătrânești, aștepți, în timp îmbătrânești și nu te mai pui odată la tine pe canapea în casă. Așa e. Și te-ai cam săturat și parcă nu te mai duci cu aceeași ardoare în zona unde ai casa. Adică e o tragere din inimă și e păcat să fie genul ăsta de sentiment. Așa că noi ne-am gândit să facem niște case modulare pe structură de lemn complet. E structură de lemn, tocmai am dezvoltat la acest produs și o să păstrăm și la următoarele o nouă modalitate de a le ridica cu macaraua. Am adăugat niște inserții metalice, am făcut totuși compromisul ăsta, e nevoie de el. Dar eu zic că merită foarte mult. Ok, mi-ai vorbit puțin de ridicat cu macaraua. Haideți să le spunem oamenilor unde se construiesc aceste căsuțe. La fața locului, într-o fabrică, în altă țară, să știe și ei. Bun, deci casele le construim complet la noi în fabrică, în zona Neamț, în Dumbrava Roșie. Toate materialele sunt, și e foarte important, toate materialele stau la noi în magazie. Sunt acoperite, nu sunt expuse la intemperii, la diferențe extreme de temperatură, de foarte cald, foarte rece, noaptea, ziua. E totuși, ajută foarte mult să se păstreze calitatea în timp la ceea ce folosim. De asemenea, noi le construim complet în fabrică, adică așa cum vedeți pe domnișoara, așa a venit pe tir, inclusiv cu toată mobila asta de bucătărie, tot ce e înăuntru a fost deja pe durata transportului. Ținem foarte mult și la treaba asta. Ce nu putem să facem, sau nu neapărat că nu putem să facem, dar nu se întâmplă mereu să fie complet finisat, e când vorbim de cuplaje. Pentru că aceste module pot fi și cuplate între ele. Acum prezentăm un monovolum. Dar în momentul în care pui două sau mai multe, una lângă cealaltă sau chiar și una peste cealaltă, pentru că avem posibilitatea să facem și pe plus unu, îți creezi un spațiu mai mare. Și tocmai asta a fost ideea principală când am început modularii. Să oferim posibilitatea să-ți creezi spațiul ăsta mare, să oferim posibilitatea să-ți faci casa asta, fie că e de vacanță, fie că e casa ta principală sau așa mai departe, fie că e pentru afacere, de turism, de, nu știu, ca o cafenea, absolut orice. Tot procesul ăsta e mult mai scurt. Durează
real 45 de zile să le facem din momentul în care știm și am decis împreună și am validat toate detaliile. Practic să înțeleg că trebuie gândite lucrurile cam așa. Eu sunt un cuplu cu cineva, îmi fac un modul mai mic pentru că e suficient să trăiesc, după care vine un copilaș, vă spun vouă să mai adăugați un modul, pe când s-a născut copilașul avem o cameră nouă pentru copii. Exact, și chiar am avut două situații în care clienta era însărcinată și a născut, am avut, odată a născut fix în aceea zi în care a fost livrată casa. Și din nou vorbeam de un cuplaj, era un cuplaj, erau două module, unul lângă, trei de fapt, trei module. A fost livrată casa și s-a terminat de montat, în ziua în care dânsa a mers la spital, a născut. Deci a fost așa... Planetele s-au aliniat. Da, un destin, s-a zis, s-a prezis chestia asta cu siguranță. Deci, da, în momentul în care facem orice casă, e bine totuși să știm de la început cam ce idee ați avea, dacă veți vrea după aia să adăugați spațiu. Dar în același timp, realist vorbind, cam oriunde e un geam înseamnă că poți să adaugă ușa la un moment dat. Super, și avem aici foarte multe geamuri. Da. Lasă-mă puțin să te întreb despre acest modul în care suntem. Câteva caracteristici tehnice, dimensiune, pentru că eu mă simt ca într-un apartament aici, am deschis toate ușile. Câți metri pătrați avem de fapt? Bun, deci modulul acesta e de 11,5 metri lungime pe 3,20 lățime, vorbim de exterior. Deci suprafața construită e 36,8. E mărișor, e da. Dimensiunea maximă pe care o facem când vorbim de monovolume. Okay. La interior rămân un 29 util în compartimentarea aceasta, deci avem două dormitoare pe capăt, zona asta de bucătărie cu living și baia e după bucătărie. Ce e foarte special la el este că după festival pleacă în Austria, la clientul final, acasă. Super. El o să fie pus pe o altă casă, pe acoperișul altei case și tocmai acum lucrăm și la sauna geamănă, să spun, ca și design exterior, care o să fie pusă lângă dormitorul de pe acel capăt, de unde vor avea acces direct în sauna. Am înțeles. Pentru că de ce nu? E ceva cu totul și cu totul special. Ai spus că pleacă în Austria, acolo temperaturile nu sunt cele mai calde, deci nu cam... sunt cele mai prietenoase. La ce să ne așteptăm dacă locuim așa într-o zonă mai rece în România? Face față, nu face față, ni se duc toți banii pe gaz, ce se întâmplă? Bun. Din punct de vedere al încălzirii sau al... Hai să vorbim prima oară de izolație, pentru că acolo e foarte exact. Important și țin foarte mult să menționez chestia asta de fiecare dată. Izolația pe care noi o folosim, am folosit-o și la proiecte care au fost trimise în Suedia, lângă Cercul Polar, și la proiecte care au mers în Prahova, și la proiecte care au mers în Germania și la proiecte care au mers în Austria. E același tip de izolație. Nu facem rabat la izolație sau nu facem diferențe când vorbim de calitatea materialelor. Nu e vorba că, ok, trimit în Germania, trebuie să fiu puțin mai atent aici. În sfârșit avem și noi norme egale cu străinătate. Trebuie să fiu cu orice client. Sigur. Că până la urmă e o casă, nu e o canapea, nu e, nu știu, o carcasă de telefon. E ceva de care trebuie să te bucuri și trebuie să țină. Asta e ideea. Ce sens ar avea să-ți vând o casă și după 3 ani să mă suni, hei, știi, e cam frig. Da. Păi eu ți-o pot. Exact. Da. Sau o poți vinde direct cu mai multe pături sau exact. Cu diverse elemente. Dar v-am pus eu niște păturici în dulap acolo, puteți să le folosiți. Ce mai trebuie să menționez la modulul ăsta e că tâmplăria este de aluminiu, triplu vitraj. De ce? Pentru că el merge în zona Tirol. Și de asemenea este și la o altitudine destul de mare. Deci și sticla e specială, tâmplăria e aluminiu, triplu vitraj, tocmai ca să reziste... să nu să nu rezulte pierderi de căldură foarte mari. În momentul în care avem vitraj, toată lumea, toți ne dorim vitraj. Toți ne dorim geamuri. Realist vorbind, am vrea geamuri peste tot. Da, după da. Aceea și să nu plătim problema nimic la factură. Exact. Problema este că rezultă totuși niște pierderi de căldură mari și e important să reușești să găsești un echilibru între peisajul pe care l-ai în jur, ca să te bucuri de el, că de asta vrei geamuri mari, dar în același timp să... continui să fii realist, să îți dai seama ce urmări rezultă din Corect. Genul ăsta de alegeri. Corect. Spune-mi puțin și de partea de utilități. Practic, eu dacă duc această căsuță pe un teren unde am utilitățile trase, ce mai trebuie să fac în plus de asta? Bun, în momentul în care noi livrăm o casă, fie că este cuplaj sau monovolum, toate conexiunea la utilități se face pe sub casă. Am schimbat asta de când am văzut noi prima oară. Prima oară aveam și curentul care era într-o parte. Acum totul se face pe sub casă. Okay. Conexiunea la utilități e destul de simplu de făcut. Nu am folosit, nu am reinventat roata, nu am făcut vreun sistem foarte complicat, tocmai pentru că ne dorim ca în orice
situație să poți să chemi pe oricine. Ok. Îl sun pe verișorul, care știe. El știe. Ok, bun. Dar o să știe și asta. Nu o să dea de o navă extraterestră și să nu știe ce să facă cu ea. Și în același timp menționez că în ofertele noastre standard, și standard nu că ar fi low cost sau așa, standard pentru că ne-am gândit în funcție de cum am vorbit și ce experiență am avut clienții, încălzirea se face electric prin pardoseală, iar pentru apă caldă avem un boiler electric tot la baie. Am mers pe full electric pentru că, în general, când vorbeam cu clienții, cam toți aveau curent tras. Dar când ajungeam la gaz, la... Lucrurile sunt puțin mai grele. Da, și e și foarte complicat. E nevoie procesul. De niște senzori în plus. E nevoie probabil de autorizații mult mai multe ca să poți să stragi țevile de gaz. Și știm cu toții că trebuie să aștepți destul de mult. Foarte bună ideea voastră cu partea de curent. Mai ales că acum e atât de la modă să ai panouri solare. Normal. Poți undeva să-ți duci panouri solare într-o parte a curții, să spun așa. Și practic deja e o casă care aproape că nu mai consumă, ținând cont de faptul că e bine izolată și toate lucrurile sunt puse la punct. Da. Eu te-aș întreba așa, uite, căsuța asta mie îmi place mult, dacă vin cu banii în plasă, câți bani trebuie să pregătesc ca să pot să o cumpăr? Bun, dacă se vine cu banii în plasă, până pe 10 iulie avem o ofertă specială datorită acestui festival și căsuța aceasta costă 57.450 de euro, fără TVA. Fără TVA, în acest preț este inclus, evident, complet finisată cu toate corpurile de iluminat interior-exterior, cu această bucătărie. Și ea complet utilată și cu baia mobilată. Deci tot ce mai trebuie eu să fac este să iau legătura cu cineva, să-mi pregătească terenul, eventual o fundație sau știu că se poate face și pe niște piloni speciali, care e o chestie care mie mi se pare foarte interesantă. Noi oricum suntem aici să oferim consultanță, indiferent de ce fundație alegeți. Ok. În funcție de zona în care o amplasez, asta fiecare trebuie să verifice legislația, dacă avem nevoie de autorizație, de construcție, de amplasament sau de ce există la fiecare, dar probabil și acolo puteți un pic să-i sfătuiți pe oameni cam ce probleme ați mai întâmpinat voi până acum sau cum se pot desfășura lucrurile cât mai repede. Ne place foarte mult conceptul vostru. După cum spuneam, am fost la voi în fabrică, am văzut cu cât de multă atenție se lucrează la aceste detalii și... Ce să vă spun, mult succes, să livrați cât mai multe case, nu doar în afara țării, ci și în România, să vedem cât mai multe case frumoase și să ne bucurăm de ele în natură. Bun, mă bucur că ne-ați vizitat, mă bucur că ne-ați revăzut și sper să ne vedem mai des. Cu siguranță să ne mai revedem. Bun. Acum că Dani a terminat de prezentat în stilul lui caracteristic, vreau să vă spun și eu câteva lucruri despre căsuța asta în care suntem acum. Să știți că are un vibe deosebit, îmi place că este inedită și modul în care sunt construite geamurile, nu privește așa pe niște geamuri simple, dreptunghiulare, are două dormitoare la sol față de tiny house-ul pe care l-ați văzut, care era pe rot și avea dormitoarele deasupra. Deci ai o întreagă cameră în care poți să stai și... Mă bucură că are acces direct la sauna, lucru pe care e foarte ingenios și poți să-l faci. Dani de mult își dorește asta. Pe lângă asta, îmi place totul, ce să zic, nici nu mai am ce să vă zic. Îmi și imaginez așa cam cum este view-ul în momentul în care stai pe canapeaua asta și te uiți direct la munte, la brazi, la copaci, poate ninge, poate e frumos afară. E o bucurie când descoperi că oamenii lucrează calitate și se poate și în România, se poate, trebuie numai să-i căutați și să-i găsiți pe oamenii care, într-adevăr, cum să zic, își dedică o parte din ei și, practic, cu fiecare căsuță pe care o construiesc, mai dau puțin din ei și din sufletul lor. Deci, practic, are și multă iubire și multă dedicare o casă de genul ăsta. Ce faci, Diana? Pui un bilet la loto 6 din 49? Avem și o tombolă și se pot câștiga lucruri chiar faine. Am înțeles că este un hamac, sunt trei premii, un hamac, un voucher de 600 de lei la Ikea și mai era încă ceva, însă am uitat, dar punem. E doar valabil până duminică, așa că... Mâncare nu putem câștiga? Nu cred, Dani. Trebuie să mergem să depunem acolo la mici, la tombolă, dacă vrei mâncare. O avem aici pe Anda de la Pura Vida Huts. Ei sunt și organizatorii evenimentului de astăzi și de ieri și de mâine, pentru că va dura 3 zile. Spune-mi un pic cum a început conceptul Pura Vida Huts, ce vreți să le arătați oamenilor, să promovați și câte căsuțe aveți astăzi, pentru că cred că aveți destul de multe căsuțe la eveniment. Da,
Conceptul Pura Vida Hats a început de la dragostea noastră pentru rulote, autorulote, și după ce am văzut în Statele Unite ale Americii destul de multe căsuțe tiny house și am urmărit mișcarea, practic în urmă cu 5 ani aproape, ne-am construit prima căsuță. Am avut așa un vis să o facem un pic altfel decât ce există pe piață, să fie artizanală. Noi suntem din zona Botoșan-Bucovina și am vrut să facem un produs care să ne reprezinte pe viitor în afara țării. Și așa s-a realizat prima noastră căsuță, ce funcționa atunci ca o cafenea mobilă, iar aici la eveniment este într-adevăr o cafenea foarte spectaculoasă, poate ați văzut-o. Iar de la acel moment, după perioada aceea de COVID, business-ul nostru s-a dezvoltat destul de mult, ne-am axat din ce în ce mai mult pe căsuțe, am dezvoltat mai multe modele, inclusiv pentru partea de cazare, pentru că acea primă căsuță nu era de cazare. Am testat-o inițial în Vama Veche, pe plajă, am pus-o pe plajă la închiriere și a fost o senzație. Ne-am dat seama că ok, oamenii iubesc aceste căsuțe tiny și uite așa am ajuns astăzi, mai mulți ani mai încolo, după 3 ani, să avem doar aici la târg, avem acum expuse 7 modele ale noastre, dar noi putem crea modele customizate la dorința clientului. Practic, eu fiind arhitect, putem să facem împreună cu clientul ce își dorește o casă de la noi, un model complet personalizat. Iar acum, da, avem mai multe modele aici, inclusiv aceasta din spate, care este proaspăt ieșită, și aceasta din fabrica noastră. Este un model mini A-frame, așa îi spunem, pentru că este într-adevăr mică, 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 are 2 metri și jumătate pe 3 și jumătate, dar este doar un modul de dormit, gândit pentru campingurile ce au deja facilitățile comune, și îl avem și în varianta gândit modular sau mai mare, adică clientul poate să-și achiziționeze modulul de toaletă separat sau să gândească din start un modul de A-frame cu pat și cu baie ulterior sau cu bucătărie, modele mai mari. Foarte fain. Și căsuțele pe care le-ați avut în Vama sunt căsuțele cum este cafeneaua, exact sistemul aceea. De căsuțe. Exact aceea. Exact a fost. Aceea. Exact aceea a fost. A fost așa. Nu avea baie, nimic, era practic exact ca aceasta, doar un pat, lângă căruia i-am atașat, i-am pus lângă un duș solar și o toaletă de rulotă și a fost foarte ok. Și a fost perfect, da, oamenii au fost îndrăgostiți de concept. Da, știu exact. Că pe vremea aia a fost un concept așa foarte fain și total nou față da, de ce... Da, era pusă pe malul mării și aveai valul, era un pic retras acolo, practic asta își doresc utilizatorii, în mare parte, un spațiu doar al lor. Nu neapărat acum o cameră într-un hotel, practic sunt produse total diferite. Da. Ai căsuța ta, intimitatea ta, mulți în partea de turist preferă self-check-in-ul, practic să meargă, să stea într-o căsuță din asta, să fie doar a lor și să fie în mijlocul naturii. Da, cel mai important, și să poți să te conectezi cu natura. Exact. Și căsuța asta micuță pe care o aveți aici, cred că este la cel mai mic preț, așa e din toate căsuțele care sunt aici. Aici la festival, da. Fiind și cea mai mică, și cea mai micuță. Bine, și cealaltă e un pic mai așa. Da, aceasta o avem la 6.900 de euro, așa complet utilată cum o vedeți. Și este, da, cea mai accesibilă din festival. Cred că cea mai scumpă din festival ajunge spre 70.000 de euro. Am înțeles. Deci cam oamenii pot vedea aici. De toate tipurile. De toate tipurile, da. Inclusiv căsuțe mici, mobile, transportabile, până la case modulare, ce nu sunt transportabile, dar se montează, sunt modulare și se montează la locație. Da, sunt diferite. Inclusiv produse în exclusivitate avem. Unele firme abia și-au terminat produsul și l-au adus în premieră aici la acest festival. Da, ne bucurăm că ați organizat festivalul ăsta și vă dorim succes. Mulțumim. Și să organizați în fiecare an. Sigur, e deja stabilit. E deja stabilit. La stabilit, da. Avem un feedback foarte bun. Am încercat să adunăm majoritatea producătorilor, dar nu sunt chiar toți aici. La anul sigur vor fi și mai mulți și ne bucurăm că oamenii apreciază această industrie și acest festival. Mulțumim tare! Mulțumim. Haideți să ne îndreptăm și către căsuța despre care vorbea Anda, care a fost construită ca o cafenea, apoi a fost expusă și în Vamă și a avut parte de un succes extraordinar. Asta și pentru că uitați-vă cât e de frumoasă și unică în felul ei, și prin culori, și prin, uitați, pitraliile alea, cât de faine sunt acolo.
și poate să servim o cafea. Tiny Stove, să știți că eu mă tot uit așa în dreapta mea, este aici o cutie cu multe pachetele negre, cu o panglică galbenă. Dar haideți să vorbim despre ce avem noi aici, cine sunteți voi, cu ce vă ocupați, deși numele cam spune. Avem aici în spatele nostru. Exact, cum vă numiți prima oară să ne spuneți? Eva Rufu. Eva, îmi pare bine, eu sunt Dani, sunt de la Bilet de Vacanță, noi explorăm proiecte interesante și experiențe din întreaga lume. Ceea ce trebuie să facem cu toți. Exact. Da. Hai să vedem un pic ce face Tiny Stove astăzi aici la festival. Tiny Stove și-a propus să aducă o sobă mică, produsă în România, cu design propriu. Soțul meu, arhitect, el este cu ideile. Am proiectat-o pentru noi personal, fiindcă avem și noi un tiny house. Și nu am găsit, piața nu ne-a satisfăcut așa cum am vrut. Și soțul meu a spus, hai să facem una. Și fiindcă ne-a plăcut cum a ieșit, am zis, hai să o aducem în lume, să o scoatem un pic în lume, la plimbare, și să vedem cui mai place, ce se întâmplă, care-i vibe-ul. Sunt foarte frumoase, într-adevăr, ele sunt mai mult așa, eu le văd ca pe un bibelou. Acum, dar sunt și funcționale. Dacă sunt și funcționale, e perfect. Au un 3,5 kW, okay. O suprafață încălzită 30-40 de metri pătrați, funcție de izolația pe care o are fiecare. Exact. Okay. Vin în variante diferite de culori, vin în variante diferite de panou exterior. Okay. Am încercat să avem un sistem de dublă ardere, să minimalizăm pomuțul ăla, adică să scoatem maxim din pomul care îl tăiem și nu ne-am dorit neapărat treaba asta. Am înțeles. Așa. Spune-ne puțin ce înseamnă dublă ardere, eu nu știu și probabil și cei care ne privesc sunt curioși. Dublă ardere înseamnă că, tehnic vă poate soțul meu lămuri mai mult, dar nu este arderea care arde lemnul, iasă pe coș afară. Okay. Avem niște sisteme de aerisire și niște găuri special făcute care căldura mai trece odată prin tot ansamblul interior și apoi iasă afară tot forțat ca să fie, să producă cât mai multă căldură prin o simplă utilizare. Am înțeles. Practic lucrurile sunt optimizate ca să beneficiem de toată puterea calorică a lemnuțului care îl băgăm acolo. Am înțeles. Îmi place cum vorbești, e lemnuț, e sobică, într-adevăr totul e mic și drăguț. Da. Și într-adevăr așa se simte când ești aici. Da. Spune-mi puțin ca să înțeleagă și oamenii și să știu și eu. Am un tiny, de exemplu, mă duc să-mi comand un tiny. Da. Ar trebui să-i anunț înainte pe cei cu care voi lucra că eu îmi doresc o sobă de genul, pentru că mie mi se pare foarte bună. Noi încercăm și am început un parteneriat cu toți cei care afișează căsuțele astea drăguțe. Okay. Așa, dar ar trebui anunțat producătorul înainte sau furnizorul să-mi poată pregăti locul. El pregătește locul. Noi avem dimensiuni date față de elementele exterioare sobei, să știm din ce materiale făcut, la ce distanță putem amplasa, ce protecție suplimentară putem să-i punem și cel mai important să fie gândită și proiectată o evacuare corespunzătoare. Asta e cel mai important în asta. Având în vedere că este pentru spații mici, soba noastră are și un sistem de aport de aer din exterior, să nu luăm aerul din încăpere. Sigur. Care poate fi închis, deschis, la fel și evacuarea de gaze, să păstrăm cât mai mult căldura în interiorul incintei, ca să ducem un pic înapoi ceea ce luăm din natură la fiecare sobiță care se comandă. Plantăm un pom sau un pomișor în numere clientului nostru ca să putem să continuăm cu o regenerare și să aveți un sentiment că încercăm să aducem ceva înapoi. Foarte frumos, într-adevăr. Uite, spunem de exemplu la voi, mi-ai spus că voi folosiți un tiny house. Încă nu am folosit-o, e proiectată acum o săptămână, s-a născut. Să o vedem și pe a voastră funcțională. Voi v-ați asigurat și un sistem alternativ pe curent, de exemplu încălzire prin pardoseală, sau vă veți baza? Noi ne vom baza pe ea, pentru că folosim momentan și la casa noastră o altă sobă și am văzut că este o eficiență foarte mare. Acum,
tot depinde de fiecare beneficiar în parte, cum își dorește confortul, cum vrea să-l simtă, dar noi zicem că la gura sobei e un sentiment superb. Acolo se fac poveștile, acolo se creează legăturile. Acolo se cresc copii, e cel mai minunat sentiment. Și când îl vezi și arzând acolo, e altă experiență. Cred că ăsta este farmecul de a trăi la casă, la căsuță sau cât mai aproape sau de natură. Sau exact. Da, să vezi focul cum arde, pentru că e în ADN-ul nostru să ne strângem în jurul focului. Exact. Asta eu mă bucur tare mult că v-am cunoscut. Aveți un proiect micuț, dar super drăguț. Nu, asta mulțumim. La superlativ cu super drăguț. Așa? Ce spui? Ne arăți și nouă ce-i în cutiuțele acelea? Că... În principiu, dau la doamne și domnișoare. Da, uite, lăsăm pe Diana și e pentru... ei. Trec eu la cameră. Uite, și facem schimbul ăsta, ia Diana și microfonul. Asta este ceva să vă aduc aminte de noi, tot este o poveste despre foc, să zicem. Așa, noi putem desface sau putem, așa. Așa, și înăuntru scrie un mesaj, dacă vrea. Light my fire. Wow, ce fain e! Este așa ca un kit de aprins focul și... Foarte frumos! O poveste... despre faptul că ați fost aici, ne-ați cunoscut. Mulțumim. Și noi mulțumim. Ce drăguț este. Nu știu dacă ați văzut ce este în interior, poate vă arată Dani. Practic sunt chibrite și acesta este un starter, nu? Da. Și un starter pentru foc. Super drăguț, foarte interesant. Doamne, eram așa de curios ca un copil, vă spun sincer. Ce e în cutiuța asta? Da, păi era atât de frumoasă aranjată cutiuța asta. Super, super drăguț. Uite, încă nu avem o sobă, dar avem kitul starter și asta înseamnă e un început să ne soba. Foarte fain. Am ajuns și în căsuța celor de la Tiny Dream House. Ei sunt două persoane și vă fac căsuța așa dintr-o pasiune pornită. Deci fac câte una și pe rând, dar e foarte interesant. Această căsuță în care suntem are 6 metri jumate pe 2 jumate și are prețul final de 37.000 de euro. Și este exact ce trebuie, are geamă. Este exact ca celelalte, practic numai că e făcut așa artizanal, spun ei. Am uitat să vă spun că căsuța aceasta vine cu roți, vine cu un șasiu practic și este inclus în prețul căsuței. Uitați-vă cât de frumos arată și de afară. Ei practic s-au apucat de asta din pasiune și vă imaginați cam ce proces minuțios să-l faci doar două persoane, practic nu se fac la nivel mare și fac încet încet până când termină fiecare comandă în parte. Suntem aici la următoarea căsuță și o avem pe Florentina de la Magic Villas Concept, care ne va prezenta cam despre ce este conceptul căsuțelor lor, de unde au pornit și ce fac ei mai exact. Noi mai exact vindem panouri termoizolante și vânzându-le ne-am gândit că am putea aborda și conceptul acesta de tiny house, o parte de containere, anexe, hale, cam tot ce se poate construi pe bază de panou. Ideea de tiny house am abordat-o în conceptul acesta special pentru expoziție. Noi de fapt facem doar la comandă căsuțele personalizate. Nu avem nimic tipizat sau pe stoc. Totul e pe gustul clientului și dotările și interioarele și exterioarele, dimensiunile și absolut tot ce-ți doresc se fac cu consultanță din partea noastră, bineînțeles. Oferim suport clienților oricând pentru dorințele lor. Iar aceasta este strict pentru expoziție făcută. A fost gândită și ca o căsuță de vacanță, dar și ca un birou. Pentru că noi practic ne doream un birou. Și începusem oarecum să lucrăm la el, dar fiindcă am aflat un pic cam târziu de expoziție, ne-am mobilizat și 9 zile a trebuit să punem pe picioare ceea ce vedeți aici. Ce dimensiune are căsuța în care suntem acum? Căsuța are 6 metri lungime, pe 3 metri lățime și 2,70 înălțime. Include și terasa în acești metri pătrați, cam 18 metri pătrați este amprenta la sol.
Și are, practic, aveți... Avem baie, echipată complet, da, duș, ghiufetă, lavoar, toaletă, boiler electric, aerul condiționat ajută și la rece și la cald, bucătăria, care are niște părți pe care nu mai am apucat să le punem, sunt aici, dar sunt incluse în preț. Este vorba de o chiuvetă și o plită electrică. Deci tot ce e nevoie, ai și bucătărie, da. Ai și baie, deci da. Poate fi și... Am încercat să facem spațiu cât de cât util, canapea este extensibilă și a fost gândită ca acolo să aibă și un frigider în spatele dumneavoastră și o mică măsuță de luacină sau tip birou. Și la această căsuță, de exemplu, ați făcut un preț final la cât ar putea ajunge? Dacă... Este, da, este 21.500 de euro fără TVA. Înțeles. Și oferim și un 10% discount dacă se vinde în cadrul festivalului, cu drag. Un nou concept, foarte interesant și în primul rând îmi place și vreau să vă subliniez că aici avem și un jacuzzi afară. Suntem la Casa Arbor. Haideți să vedem cu cine avem onoarea. Salut, Liviu Mane este numele meu, sunt directorul general de la Casa Arbor. Îmi pare bine, Liviu, eu am auzit de conceptul vostru. În momentul în care cauți pe internet Tiny House, voi sunteți acolo și îmi place asta. Mi-a plăcut tot ceea ce am văzut pe internet. Prezintă tu puțin care este ideea voastră despre Tiny Living. Mulțumesc! Ce vreau să zic prima dată este să zic că mă bucur foarte mult că ai auzit de noi pe internet, pentru că marea majoritate a activității noastre a fost în țările de vest. Okay. Și ne-am concentrat foarte mult pe România până acum. Ne dorim foarte mult să jucăm și acasă, că în deplasare am văzut ce se poate noi face. Ne bucurăm că avem echipe bune și acasă. Și acum aducem un pic din experiența pe care am câștigat-o acolo și în zona de camping din România. Okay. Ne dorim să aducem un concept care mie îmi place să-l numesc concept de lux, dar nu acela de glamour despre care știm cu toții, ci acela despre liniște, utilitate, confort și sustenabilitate. Tot ceea ce construim noi este din lemn, pe bază de lemn și încercăm să respectăm natura și oamenii. Încercăm să oferim un mediu natural în spațiile de cazare pe care le creăm. Într-adevăr, este foarte mult lemn și ăsta a fost lucru care mie mi-a plăcut mult. În plus, stilul ăsta așa, am văzut stuf la voi, am văzut materiale, tot felul de ațe interesante de gen, e într-adevăr ceva deosebit. Spune puțin, vă referiți doar la camping făcut vara sau și la camping făcut în perioadele mai reci? Sunt amândouă variantele posibile. Okay. Într-adevăr, creăm foarte mult pentru zona Oceanului Atlantic, unde activitatea este de la 1 aprilie la 1 octombrie, dar ne adaptăm și pentru țări precum Belgia, Ungaria sau România, unde climatul necesită și o abordare de 4 anotimpuri. Okay. Asta înseamnă o altă izolație și un pic altă abordare în zona de încălzire. Cam acolo este. Okay. În rest, avem produse adiționale, da, care completează oferta cabanei. Cum este și jacuzziul din exact, spatele nostru. Exact, este un ciubăr din fibră de sticlă de la prietenii noștri de la Mobilă cu Suflet din Mureș. Ok, și noi suntem tot din Mureș, să știi. Ah, super! Ok, da, totul da, e făcut cu suflet în Mureș. Da, da, așa pare, așa pare. Mai ales da, că oamenii se lasă de IT ca să creeze ceva pe care îl pot vedea și care să fie util oamenilor. Și da. Prietenul meu asta a făcut și face o treabă extraordinară cu ciuberile. Noi am creat setup-ul astfel încât să arătăm o combinație win-win. Și okay, cam asta a fost ideea. Da. Și credem că ne-a reușit. V-a reușit. Este foarte e o completare perfectă. Mai spune-mi, te rog, voi vă referiți, voi sunteți un business B2B sau vă referiți și la un client consumator final? Majoritatea tranzacțiilor pe care le facem sunt B2B, okay, asta nu înseamnă că refuzăm să ajutăm oameni. Cine vine la noi, cu siguranță va găsi o... de cel puțin o discuție de cunoaștere, pentru că scopul nostru este să fim un sfătuitor de nădejde. De acolo pleacă toată discuția, să discutăm cu oamenii, să înțeleagă despre ce e vorba în camping, ce e important să știe înainte să se apuce de chestia asta, iar după aia să găsească un partener care poate să le vine cu toate soluțiile oarecum. Să le îndeplinească nevoia și lor și clienților lor. Deci cine își dorește să deschidă un camping într-adevăr la un nivel foarte înalt,
exact cum ar trebui să se întâmple lucrurile ca să mai scăpăm un pic de improvizații pe partea de camping în România. Eu spun drept, noi călătorim din 2020 pe România, încă suntem la început pe tot ce înseamnă un camping de calitate. Așa e. E foarte mult loc de îmbunătățit acolo și chiar le recomandăm celor care își deschid un, sau doresc un astfel de concept, să consulte niște profesioniști înainte să facă asta. Eu aș spune mai degrabă că e o zonă de explorare încă și atunci când explorezi e normal să greșești, poate să vezi că nu ți-a ieșit din prima. Asta nu înseamnă că oamenii trebuie să oprească. Corect. Trebuie doar să se informeze suficient până ce ajung la, la cea mai bună soluție. Vrei să discutăm și de prețuri, așa cu aproximație, o căsuță cum aveți voi astăzi aici? Spune-mi puțin cam cum se încadrează, pentru că lumea e curioasă de prețuri, să știe de unde să pornească. Este veșnica întrebare, cât costă? La noi, la român, nici măcar nu e tabu, cât costă? Da. Ce este interesant este că în momentul în care, după cât costă, vii cu o întrebare care sună cam așa, ce este important pentru tine, lumea în general se blochează și atunci lumea ar fi bine să se gândească la chestia asta, ce e important pentru el. Acum revenim la prețul, cabana pe care o expunem aici cu terasă și interiorul de 15 metri pătrați este pentru perioada târgului la prețul de 23.000 de euro plus TVA. Super, deci 23.000 de euro plus TVA, aici nu avem o izolație specială, mă gândesc, este mai mult pentru perioada caldă. Exact, este pentru perioada caldă, okay. Ea a venit de la Bordeaux, este doar ca și idee, este a doua oară când este montată. Am înțeles. A fost montată, demontată și acum remontată și o să vezi că arată impecabil. Am înțeles. Lucrurile sunt posibile. Asta e mare lucru, că se poate demonta o cabană din lemn, pentru că de regulă știm cu toții, lemnul dacă a stat un pic expus, dacă nu e tratat corespunzător în momentul în care vrei să o reconstruiești, nimic nu mai... Asta înseamnă că e într-adevăr un produs de calitate. Spune puțin, aveți și înăuntru aranjat un setting care e inclus în prețul respectiv? Da, sau? da. Ok. Tot ce se va deci tot ceea ce se vede este aici este inclus acolo, în prețul respectiv. Este un pat cu baldachin, cabana vine un pic dedicată în zona de cupluri sau de soț-soție care pleacă într-o vacanță, se poate adăuga un ciubăr sau un jacuzzi. Spune puțin despre ciubărul saună pe care l-avem în spate. Dacă vreau un setting din ăsta, de exemplu, acasă, cam la câți bani ar trebui să mă aștept? Ăsta care este expus aici este la 6.500 de euro, setup-ul super. De ciubăr cu deci terasă. Deci inclusiv cu terasă. Inclusiv cu terasă. La o saună vă gândiți sau deja aveți o soluție și pentru saună? Prietenii noștri au și saună, nu am ocupat, n-am vrut să monopolizăm. Am înțeles, era oricum destul de cald să pornim și o saună aici. Exact. Deci... Am avut întrebări, o să funcționeze ciubărul, am zis nu. Astăzi nu. Am vrea ca toată lumea să se adune aici. Și să viziteze și ceilalți parteneri de festival. Am înțeles. Mă bucur că oferiți soluții complete, mă bucur că sunteți profesioniști, că sunteți dedicați. Vă mulțumim că ați venit în România, pentru că avem nevoie, după cum îți spuneam, de echipe profesioniste, nu doar de fotbal. Deocamdată mai lăsăm fotbalul deoparte, dar se pare că partea de camping se dezvoltă. Se dezvoltă, într-adevăr. Mă bucur tare mult că te-am cunoscut. Îți mulțumesc. Mult succes în continuare și să vedem cât mai multe căsuțe de ale voastre în campingurile din România. Așa să fie. Am venit efectiv să ne prezentăm spațiul, e creația noastră pe care l-am făcut de la zero. A pornit totul dintr-o joacă, o dorință a celui mic în care voia și el o căsuță pe care cu care să ne putem duce oriunde. Și am zis, hai, soția e arhitect de interior, și am zis, hai să ne apucăm. Și ne-a ieșit asta. Am avut foarte multe feedback-uri, iar odată cu festivalul ăsta, am zis, hai să și participăm la un festival, să vedem despre ce e vorba, care e situația, ne punem. Și asta e prima căsuță pe care ați făcut-o? Da, e prima căsuță, e prototipul căsuței. De la sfârșitul lunii o să începem și comercializarea lor la scară largă. I-am descoperit toate detaliile, toate lucrurile pe care le-am putea face și am zis, de ce nu? Da, e foarte interesantă forma pe care asta, o are. Deci asta practic e aportul nostru, că restul ca la toate e o adunătură de materiale puse într-o formă sau alta. Noi asta am creat forma. Și foarte tare. Deci anul ăsta ați pornit ca o idee pentru copil? Acum acum două luni de zile am hotărât să mergem cu el spre comercializare. Okay. De altfel, noi ăsta l-am făcut într-o săptămână, acum un an de zile, dar am trecut prin toate anotimpurile să vedem cum funcționează iarna, să vedem cum funcționează toamna, care sunt plusurile, care sunt minusurile, care sunt saturile și toate cele. Și cum mi s-a părut? Cum ați ieșit? Foarte tare. Dacă mă întreb, am avut pe lângă feedback-uri, am avut trăirile noastre în el, care sunt foarte apen, creează view-uri,
spectaculoase. Da. Îți oferă libertatea asta de a te conecta cu natura. Îl pui jos, ești lângă natură, dar de altfel ești în casă. Stai în el, ai dormitor, dar de fapt ai spațiile astea vitrate care nu-ți mai dă senzația de decât un singur dormitor. Da. Nu te strânge, iar la fel, prin adaptarea iluminatului se creează, se propagă iluminatul și într-o parte și în alta. Okay. La ce preț ar ajunge, v-ați gândit așa? Prețul pornește de la 7700 de euro și poate ajunge până la, nu știu, în funcție de fiecare. De ce vor să... Exact. El ca idee poate veni, este gândit ca un modul ce poate funcționa independent. Se pot adapta baterii, sunt spații create unde bagi bateriile, îi poți și pune trei panouri fotovoltaice și un panou solar de apă caldă și efectiv nu mai ai nevoie de nimic. Da, da. Finalizăm vlogul de astăzi la un tiny house. Bine ați venit în următorul tiny house pe care vi-l prezentăm. E casa noastră, știu că vreți să vă prezentăm, dar încă n-am apucat să filmăm vlogul ăla, însă o să-l filmăm, promitem, și o să vă arătăm și interiorul și tot ce avem noi acolo. Ne bucurăm că ați fost alături de noi la târg, chiar și virtual, și ne vedem cu următoarele noastre proiecte. Promitem că următoarele vor fi mai despre casa noastră, despre modul nostru de a trăi și așa mai departe, pentru că cu siguranță vă interesează și e un mod destul de unic, aș spune, de a trăi. Adică totuși ne deplasăm și nu suntem pe nicăieri, dar suntem peste tot.